Bună seara! Înapoi la argument, ca de obicei găzduiți de frumosul Muzeu de Artă a Pusană Veche, inginer Dumitru Minovici, vom discuta despre un om care a marcat viața publică românească, care a marcat în multe feluri relațiile României cu exteriorul, un om care a fost instruit să fie teolog și care a ajuns diplomat, iar de curând politician. Dragă Doru, invitatul meu este Teodor Barkonski, l-ați recunoscut, prietenul meu Doru, căruia vreau, în prezența lui, să recapitulez foarte pe scurt, să-i recapitulez datele cele mai cunoscute public din biografia lui. A fost ambasadorul nostru pe lângă Sfântul Scaun între 97 și 2001. De prezența ambasadorului Barkonski la Sfântul Scaun se leagă un eveniment eminent. Vizita în România, pentru prima oară într-o țară ortodoxă, a papei Ioan Paul al II-lea. Este momentul, dacă îmi permiți, Doru, să fiu puțin liric, este momentul în care am auzit felul în care, la radio se transmitea, felul în care papa Ioan Paul al II-lea a început discursul acela oficial de aparat, de față cu toată mulțimea, de față cu patriarhul, cu și așa mai departe. Și a spus așa, am venit să contemplu chipul lui Hristos în biserica voastră. Dragă Horia, în primul rând îți mulțumesc pentru invitația la acest taifas, într-un cadru medieval, european, unde cu siguranță ne vom simți bine. Și în al doilea rând, constat că ai început cu punctele emoționale cele mai puternice din acest parcurs diplomatic. Într-adevăr, socotesc și eu că aceea a fost binecuvântarea Occidentului pentru parcursul pro-european al României. Prezența papei ne-a încărcat cel puțin pentru vreo 10 ani cu o energie care s-a transmis, s-a menținut în țesutul social într-un mod inexplicabil și care ne-a arătat, în primul rând, fața umană a celuilalt creștinism european pe care poate sub comunism nu înțelesesem prea bine. Însă, dată fiind biografia papei Voitila, sigur că am avut în ilustrul oaspete un cunoscător al Orientului și al Europei centrale și de Est. Dar cum a rezolvat el, Doru, problema rupturii și problema acumulării rupturii? Pentru că în fond, când te rupi, a rezolvat-o atingând coarda cea mai sensibilă a fiecărei națiuni. Ne-a vorbit în limba noastră. A făcut acest efort, demonstrând odată în plus că diplomația pontificală zboară foarte sus și cucerind inimile instantaneu, pentru că dacă ar fi vorbit în poloneză sau într-o limbă de circulație internațională, ar fi rămas un străin. Așa, el a intrat în casa noastră cu acest argument extraordinar al limbii. Sigur că n-a învățat limba română, dar a făcut efortul de a citi fonetic. Știi că există niște discursuri deosebit de calde, memorabile prin substanța lor. Și din păcate aș adăuga atât, îndemnul lui la speranță și la reconciliere cu noi înșine nu prea a izbutit. Da. Există un bust al lui în București, vis-a-vis de Cismigiu, vis-a-vis de o biserică care se află cu jumate din corpul ei în Cismigiu, la capătul străduței pe care se află Nunțiatura Catolică. Da. Papa este figurat îmbătrânit, adus de spate, e doar un bust, dar unde se uită? Se uită exact spre altarul bisericii. Da. Am venit să contemplu chipul lui Hristos în biserica voastră. A rămas și după vizită foarte legat de România și cred că bunăstarea de care se bucură românii în Italia astăzi îi se datorează în mare măsură, dat fiindcă elita politică peninsulară este tradițional atentă la orice semnal pornit de la Vatican. Continui prezentarea biografiei tale, care este, pentru vârsta pe care ai, o biografie strălucită. Portugalia, ambasadorul nostru în Portugalia între 2002 și 2005, apoi în Franța între 2007 și 2009 și ministrul afacerilor externe între
Decembrie 2009. Ianuarie 2012. Da. Deci ai fost de 3 ori ambasador în locuri importante, unde știu din experiență colaborarea cu Institutul Cultural Român, dar și din rapoarte pe care le-am primit, ce rol important în legăturile economice, culturale, propriu-zis statale, l-ai avut. Vatican, Lisabona, Paris, apoi ministru de externe al României, ai văzut lumea și la suprafața ei, dar și prin dedesubturile ei, cu o pregătire de teolog, insist asupra acestui lucru, iar acum de curând te-ai hotărât să intri în lumea, în viața propriu-zis politică, conduci Fundația Creștin-Democrată, nu e o surpriză pentru nimeni, opțiunea pentru creștin-democrație în cazul tău, activitate de intelectual public, ai publicat mai multe cărți, am să încep cu cele cu care ai debutat. Poate că nu mai țineți minte că Doru Baconschi și-a făcut studiile la Paris, are un doctorat la Sorbona și aceasta este teza cu care și-a luat doctoratul, se cheamă Râsul Patriarhilor. Ediția românească, prima ediție românească a apărut la Anastasia cu acest superb desen de Horia Bernea. Horia Bernea a fost prietenul amândurilor, a legat de Doru Baconschi o prietenie caldă, o prietenie al cărei rod este această superbă carte lucrată de Doru împreună cu Horia Bernea, Roma Caput Mundi, apărută la Humanitas în 2000, din păcate după moartea lui Horia Bernea, a murit în 4 decembrie 2000. Doru Baconschi a mai publicat Iacob și Îngerul, 45 de ipostaze ale faptului religios, la editura Anastasia. Tot la editura Anastasia, Ispita Binelui, eseul despre urbanitatea credinței. E o temă recurentă în gândirea lui Doru Baconschi, urbanitatea credinței, civilitatea care este inclusă, nu doar ca un soi de pedagogie, în actul credinței. Insula Cetății, jurnal parizian 91-94, cu o postfață din Lisabona 2003 și o carte pe care a construit-o într-un format neuzual, apărută la Curtea Veche, împreună cu Davis Grebu, 111 incursiuni în Cotidianul Românesc. Dacă aici apare Cotidianul și un punct roșu, vă amintiți, este sigla Cotidianului pe vremea când era un ziar pe hârtie și era un ziar cu adevărat de calitate. Doru, pot să te întreb, vreau să-ți, planul discuției. Planul discuției este următorul. Avem în față un teolog care a devenit diplomat și care a avut un rol în politica externă a României semnificativ, important și de durat. Ai fost ministru de externe, ai fost șeful diplomației românești. Acum ai făcut pasul în politica internă românească. Și discuția vreau să se lege de cum vede un om care are această experiență, aceste rădăcini, cum vede lumea în care trăim astăzi. Nu mă refer atât la lumea politică, nu atât la lumea instituțională, la lumea pur și simplu, situarea noastră a omului de astăzi, care se naște în lumea de astăzi, cu tradițiile care există și spre ce ne îndreptăm. Înainte, sau poate că prima treaptă în discuția noastră, este să ne referim la această carte cu titlu atrăgător și în același timp straniu, Râsul Patriarhilor. Spun straniu pentru că atunci când ne gândim la patriarhi, vedem o figură lungă, cu o barbă lungă, cu o severitate nedisimulată și în general nu-ți prea vine să râzi în prezența lor, dar mi-te să-ți imaginezi că ei ar râde cu tine de vreun subiect grav. Am ales această temă și pentru a-mi trata depresia post-totalitară, pentru a arăta că un doctorand român la Sorbona poate să iasă din capcana subiectelor română-române și poate face o teză de istoria ideilor în deplină autonomie intelectuală. Eram specializat pe patristică răsăriteană, am decupat acest subiect pentru că mi s-a părut că el ține de mai bună înțelegere a Duhului Ortodoxiei în Occident. Există clișee care spun că
Bizanțul și creștinismul oriental au fost dominate de discursul ascetic, de extremism religios, de un dogmatism sinucigaș din punct de vedere politic și mi s-a părut corect să cercetez acele surse care arată că, sigur, a existat, ca și în romanul lui Eco, o dezbatere permanentă cu privire la felul în care cineva are voie să zâmbească sau să râdă. Au existat epoci de severitate spirituală care au alternat cu epoci ceva mai relaxate. Însă, cert este că Ortodoxia bizantină a dezvoltat o antropologie a libertății interioare și la un moment dat și a libertății ca baza coeziunii sociale. În cadrul acestei viziuni destul de largi, lipsite de strictețea stereotipurilor denunțate adineori, apare și râsul ca element umanizator și ca facultate exclusiv umană care trebuie valorizată, chit că fondatorul noii religii, Iisus Hristos, nu apare în Evanghelii în această ipostază. Îl vedem plângând, îl vedem întristat, îl vedem blând, iertător sau furios, dar nu ni se spune că va fi râs. Nu avem consemnată nicio împrejurare de acest soi. Cu toate acestea, au existat în tradiția hagiografică bizantină figuri de sfinți care au mizat pedagogic și paradoxal pe puterea de seducție și pe libertatea pe care o comportă râsul, fie că râdeau de instituții și situații din vremea lor, fie că încercau să arate că adevărata convertire duce la nașterea unui om liber, a unui om eliberat, inclusiv față de convenții, care de cele mai multe ori sufocă spiritul. Și nu o să intrăm cu siguranță în detalii istorice, însă printre aceste figuri de sfinți, nebunii întru Hristos sunt o variantă foarte productivă în tot răsăritul și apoi în Rusia. Și totodată actorii mimi, actorii de pantomimă, păgâni, care parodiau ritualurile baptismale creștine, își băteau joc de botezul creștin pe scenă pentru a le arăta pe spectatorilor cât de ridicolă e noua religie și care, spune povestea lor, după ce au devenit sfinți, s-au convertit pe scenă, în timp ce bagiocoreau ritul renașterii prin botez, au renăscut. Sunt loviți înșiși de har, ca să spun așa, și se convertesc pe scenă. Subiectul a fost reluat de Claudel și de alții, dar în orice caz e interesant această punere în această mise en abîme legată de ambiguitatea dintre actor, rol și până la urmă posibilitatea lui de a se identifica cu acel rol. Pentru că am vorbit de creștinism, și anume de creștinismul primului mileniu. Creștinismul celui de-al doilea mileniu, prin încheierea celui de-al doilea mileniu, și-a configurat chipul specific pe care l-a avut. A fost cumva mileniul par excellence al creștinismului instituțional, pentru că forma în care, atât în Bizanț, biserica a colaborat cu puterea seculară, cât și rolul eminent pe care biserica l-a avut în cadrul creștinismului latin în configurarea statalității occidentale și în configurarea specificului occidental, acest rol probabil că instituțional probabil că nu se va mai repeta și că creștinismul mileniului 3 va fi altfel, va fi diferit. Ce putem spune în privința asta? Și am nevoie de luminile și de ochiul teologului, dar și de ochiul celui care a văzut lumea. Cum funcționează ea? Nu mă întristează ieșirea creștinismului din Europa în mileniul 3, pentru că creștinismul nu s-a născut în Europa. A venit, a colonizat spiritual Europa prin călătorile misionare ale lui Pavel și prin așezarea lui Petru la Roma. Însă
va trebui să acceptăm din ce în ce mai mult creștinismul în expresiile sale non-europene, africane, asiatice, latinoamericane sau nord-americane. Deja din punct de vedere demografic, creștinismul este mai prezent în afara Europei decât în Europa. Cu siguranță. Cele mai mari comunități creștine nu se mai află în Europa și, în plus, Europa, cel puțin în partea ei apuseană, s-a deșertificat spiritual prin instituționalizarea secularismului ca ideologie dominantă. Europa e categoric slăbită de acest război cu ea însă și cu tradițiile sale și cu identitatea ei profundă. E adevărat, creștinismul european a fost și matricea expansiunii misionare a creștinismului pe alte continente și totodată locul unde s-au creat cele mai multe texte canonice, texte modelatoare pentru gândirea creștină în 20 de veacuri de transmitere neîntreruptă a revelației. Însă e clar că prin opțiunile pe care le-a făcut în modernitate și în postmodernitate, Europa se scoate singură din țâțâni și se pune în situația de a deveni un muzeu al memoriei creștine, în timp ce creștinismul viu se regenerează și continuă totodată expansiunea discretă în alte zări geografice. Cum am putea caracteriza? Mileniul 2 este momentul european al creștinismului. Pentru că, în mod limpede, Europa a marcat istoria lui. Mileniul 1 cum ar putea fi caracterizat? E momentul... Un mileniu de tranziție, nu? În definitiv, adică în primul mileniu se desăvârșește această operă de evangelizare a continentului, care vine dinspre sud, spre nord și care încet, încet prinde în structuri statale ideile aduse de Hristos, în religii care sunt deja adoptate de principi, regi și împărați. Dar mai e ceva, Doru, este momentul de configurare, de gândire filozofică a revelației creștine. Primul mileniu e marcat de cele sinoadele ecumenice, adică de cristalizarea gândirii teologice în bazele ei dogmatice majore, da. Și deci aș pune așa, de nezdruncinat. Primul e mileniul dogmatic, este mileniul gândirii. Al doilea e momentul european instituțional, sau poți să-i spui misionar, de expansiune. Dumnezeu știe. Deocamdată trebuie să avem curajul de a reinventa legătura noastră cu creștinismul într-o formă care să se împace cu democrația. Nu pledez pentru creștin democrație în subsidiar. Ba trebuie să facem acest lucru. Și ar trebui să nu importăm la noi, unde biserica și statul nu s-au ciondănit 1000 de ani ca în Occidentul Latin, să nu importăm dramele conflictele politico-teologice ale unui spațiu la care ne-am adăugat târziu. Dar care este experiența noastră specifică? E experiența acestei simfonii stat-biserică. Deci Cezarul și Marele Preot conlucrează pentru ordinea cetății, pentru binele comun. Acest lucru a fost posibil, chit că, în realitate, cezaropapismul a făcut ravagii periodice și la Bizanț. Au existat tensiuni între împărați și patriarhii din sistemul celor 5 patriarhii, deci inclusiv cu Roma, și momente în care, deși împărații bizantini erau văzuți ca egali cu apostolii, au luat o razna din punctul de vedere al dreptei credințe, semănând erezii și tulburând întreaga lume pe care ar fi trebuit să o administreze suveran și pașnic. Asta printr-un efect de subordonare a puterii religioase puterii politice. Da, s-a întâmplat acest lucru. Am avut și în istoria Bizanțului, din care derivă istoria politică a statalității românești. Am avut și cazuri de împărați care s-au retras la bătrânețe în mănăstire și au murit ca mistici iluminați, sau în orice caz persoane pocăite, care au înțeles limitele puterii lumești.
așa cum am avut și figuri majore, precum Ioan Crisostomul, patriarh de Constantinopol, care în urma unei dispute politice cu autoritatea centrală a fost nevoit să moară în exil, acolo unde nici curierii călare nu mai aduceau corespondența. Marele Ioan Gură de Aur. Deci cum arată, Doru? Să facem un pas totuși. Datele sunt că în Europa, pe semne, creștinismul va deveni minoritar sau va dispărea? Cred că se reinventează într-un bazar postmodern cu meniu à la carte, în care medierea sacerdotală, sacramentele dispar ca ecran între persoanele individuale și divinitate. E o religie privatizată care coabitează cu alte religii într-un melting pot foarte puțin european, pentru că, în definitiv, Europa până la 1800 era, într-un fel sau altul, tot una cu ceea ce s-a numit în Evul Mediu Christianitas. Creștinătatea. Creștinătatea era Uniunea Europeană. Da. Nu aveai granițe, sigur, se plăteau niște taxe aici colo, dar, în orice caz, libertatea de mișcare și mai ales sentimentul apartenenței la un întreg era cât se poate de vivace. Astăzi, în parohiile occidentale slujesc preoți africani, criza vocațiilor este enormă, nu mai au oamenii, dat fiind amorul lor pentru consum și pentru individualism, se retrag din acest tip de vocație sau îl refuză. Și, prin urmare, da, vedem creșterea comunităților islamice, democrația te face să fii tolerant. Toleranța înseamnă să accepti crearea de moschei în centrul istoric al marilor capitale. Și păcat e un singur lucru. E foarte frumos ca religiile, mai ales monoteiste, să coexiste în pace. Au făcut-o și în Spania mozarabă. Însă, iată că nu există un tratament simetric, adică, de fapt, în timp ce noi ne deschidem, ca europeni, către pluralismul religios și, în orice caz, confesional, în Orientul Mijlociu, comunitățile creștine sunt pe ducă. Sunt tot mai mici, persecuțiile pe care le suportă creștinii în Africa de Nord sau în Africa Neagră sunt cunoscute, dar sau prea puțin India, combătute politic. Da. Mai degrabă, partidele politice de dreapta din Europa sunt atente la acest fenomen și își dau seama că se pierde un patrimoniu, se încalcă drepturile ale omului și, până la urmă, apar niște dezechilibre în sensul tratamentului pe care, așa cum spuneam, noi îl rezervăm străinilor de altă religie, în timp ce creștinii noștri, ca să spun așa, sunt în continuare omorâți cu bombe, asasinați, niciodată nu supuși unui tratament terorist. Da. Da. Deci, e o realitate pe care, chiar dacă nu o evocăm prea des, nu o putem subestima. Da, nu. Însă trebuie spus că agențiile de știri reproduc și răspândesc prin canalele lor orice știre referitoare la o agresiune împotriva unui islamic sau al unei alte religii, în timp ce agresiunile împotriva creștinilor sunt întotdeauna, cad în jos și aproape că nu sunt menționate. Există un site care face un inventar al acestor căderi din prima linie, deși de fapt, din punct de vedere statistic, religia împotriva căreia se fac cele mai dese atentate în toată lumea este religia creștină. Da, însă în același timp a apărut și un curent de islamofobie, mai ales după 11 septembrie 2001, care nu ne onorează. Adică e caricatural în raport cu complexitatea teologică și culturală a islamului de la înființare până azi. El se bazează mai cu seamă pe generalizarea, pe identificarea abuzivă, fără îndoială, dintre islamul
viu, comunitar și terorismul politic. Bun, e adevărat. Dar, da. Deci, aș pleda pentru un bun echilibru. I-am cunoscut, am avut în decursul anilor ocazia de a întâlni câte un reprezentant al elitei intelectuale arabe. Sunt și ei, în primul rând, într-o admirație nemărturisită față de creștinism, pe de altă parte deschiși, își pun problema reformei în interiorul islamului, ea se pune din secolul XIX, asta e adevărul, fără prea mare succes, dar e o religie mult mai tânără decât a noastră și care are, să spunem așa, încă trăsături adolescentine. Da. Revin la imaginea de mol, nu e cuvântul tău, l-am ales eu pentru alertarea celor care ne ascultă. Avem un mall în care pe un magazin scrie islam, pe alt magazin scrie ortodoxie, pe alt magazin scrie romano-catolicism, pe altul scrie variate denominații protestante, ori neoprotestante. Și în acest bazar, nu, fiecare trece, aruncă câte o privire și cumpără în funcție de logica consumismului, mai degrabă decât identificarea cu o religie sau cu o credință religioasă, așa cum se făcea în trecut. Mie îmi pare limpede că între elementele de autoidentificare, cel puțin pentru europeni, creștinismul nu mai este o marcă de autoidentificare, sau poate este în zonele care încă n-au intrat în turbulența la zi a modernității. În această lume de mol, creștin-democrația cum se inserează? În primul rând, putem face o analogie între situația molului despre care vorbești cu păgânismul decadent. Gândește-te la experiențele de dinaintea convertirii la creștinism trăite de Sfântul Justin Martirul și filozoful. El, la mijlocul secolului II fiind, ne povestește cum a trecut, ca și Augustin, mult mai târziu, prin toate ofertele culturale, intelectuale, filozofice, spirituale ale epocii. O epocă, iartă-mă că te întrerup, ca să o situeze cei care se uită la noi, o epocă totuși extraordinară, este secolul Antoninilor. E o epocă extraordinară în care totuși acest alexandrinism manierist, decadent, îi făcea pe oameni să fie destul de confuzi. Aveau deja libertatea de a alege între o divinitate sau alta, între un cult public sau privat și altul, însă în ansamblu societatea se atomiza, își pierdea coerența, nu mai avea o religie oficială în afară de cea a Cezarului și a Romei. Da. Ori, astăzi avem o religie oficială, e a Bruxellesului, capitala Uniunii Europene. Cezarismul este legat de cultul democrației, cu sau fără bonetă frigiană. Și atmosfera alexandrină în care ne scăldăm e sugerată de această libertate de a cocheta haotic cu diverse opțiuni, fără criterii și într-o libertate până la urmă sterilă, pentru că am văzut foarte mulți oameni care își fac montaje, bricolează, deci se declară, de pildă, la noi, astăzi, oameni de afaceri importanți, stresați, aflați deja la zenitul unei construcții și care se duc după șamani în Chile, fac excursii de peizare spirituală în India, rămân și ortodoxi pentru că sunt buni români și au un atașament luminos față de partea cea mai bună a tradiției noastre. Deci, ce a anunțat alexandrinismul pe vremea lui Justin? O renaștere spirituală uriașă. S-ar putea ca și această aparentă decadență să conțină germenii unei mutații pozitive, pe care nu trebuie să o vedem ca pe o restaurare a formelor deja consumate de creștinism istoric, ci mai degrabă ca pe o criză spirituală care atinge fundul
și care le va da, poate, generațiilor următoare o detentă suficientă în vederea unui nou început. Nu știm ce fizionomie va avea acest nou început, dar nu cred că datele mari ale revelației pot fi substituite. Însă propunerea ta politică este creștin-democrația. Da, pentru că e bunul simț, e calea de mijloc între turboliberalism și socialism sau social-democrație și pentru că aceasta a fost viziunea inspirată direct din Evanghelie și din creștinismul de secol XIX cu gândirea socială a bisericii, viziunea care a permis rezolvarea neviolentă a conflictelor sociale și totodată dezvoltarea unor comunități libere de oameni puternici care rămân însă solidari. Da, de acord. Înțeleg, democrația e noua religie a Bruxellesului. Însă creștinismul, ce mesaj sau ce chemare poate să... ce temeiuri pentru o solidarizare politică poate lansa astăzi în acest mall în care avem un bazar de credințe religioase și în care chiar și cel care provine dintr-o tradiție nu conservatoare religios, cum este cea ortodoxă română, se duce, nu e așa, să arunce un ochi și în magazinul șamanic în Chile, cum ai spus tu, și așa mai departe. Creștin-democrația nu e brațul politic al bisericii. Este și nici un avatar al teologiei. E o doctrină politică doar inspirată de umanismul creștin, care este ingredientul major al identității europene. Continuă să fie? Continuă să fie dacă te uiți bunăoară la un document programatic, cum e noua platformă politică a Partidului Popular European, care va fi lansată în noiembrie la București și care trage cumva concluziile după criză. Creștinismul e viu chiar și în Europa Occidentală, atât de secularizată. Indicii de ateism declarat statistic sunt mai mari în anumite țări din Europa Centrală, în Cehia, în fosta RDG, decât sau în Albania, decât în bătrânele democrații atlantice, unde, în ciuda faptului că nu prea mai găsești preoți, găsești consum de carte teologică masiv, găsești comunități de tradiționaliști sau catolici practicanți care se simt puțin stingheriți, dar care sunt importanți în număr și calitate. Deci e un tablou plin de contraste, dar și de semnele unei speranțe eschatologice. În fond, speranța, nădejdea, cum s-ar spune mai pe românește, e una dintre virtuțile teologice. Adică nu cred că putem să rămânem în interiorul creștinismului dacă ne declarăm disperați. Da? Și prin urmare, chit că avem și idealul paradoxal care face ca sfârșitul lumii să fie o binefacere, nu ne temem de această perspectivă pentru că știm că există sub o formă sau alta un plan al providenței cu rasa umană și cu fiecare dintre noi și că acest plan, presupun, e orientat către eliberare, izbăvire, nu către distrugere și pedepse veșnice. O să mă acuz de apocatastază. Da. Nu-ți aduc acuzația de origenism. Vreau să-ți pun o altă întrebare care să mă ajute să situez problema noastră, care uneori, dacă este să o judec în afara, mă rog, contextului istoric, mă frapează. Bună oară, japonezii, o zonă culturală, să o numesc așa ca să nu zic un popor, o zonă culturală care intră brusc în modernitate, odată cu 1868, dinastia Meiji, și care în foarte scurt timp atinge niveluri de succes în zona modernizării remarcabile. Cu toate astea, n-au intrat niciodată în conflict cu propria lor moștenire,
fie că este Shinto, tradiția lor religioasă cea mai veche, fie că este vorba de budismul Zen în diferitele variante care s-au răspândit în arhipelagul Nippon. Ori, dacă ne uităm la noi, noi avem o problemă cu creștinismul. O fisură. Avem o problemă, e ceva straniu. Un japonez care ne vede își poate pune pe bună îndreptate întrebarea: dar ce aveți voi, oameni buni, cu tradițiile voastre? De ce nu puteți să fiți moderni, cum ați învățat toată lumea să fie, și în același timp să fiți reconciliați cu tradițiile voastre culturale, măcar dacă nu le mai recunoașteți religioase în act? E foarte provocatoare această paralelă. Însă diferența e dată de faptul că în timp ce japonezii și-au păstrat tradițiile și-au importat modernitatea, europenii au inventat ei înșiși modernitatea ca teologie politică împotriva teologiei tradiționale. Deci a apărut această ruptură chiar în casa europeană. Nu am preluat modernitatea dintr-un spațiu non-european, și asta face diferența. E un război civil care a izbucnit de două ori, și în 1917 și în al doilea război mondial, un război civil fratricid între națiuni europene care erau legate de aceeași matrice și care trăiseră împreună în primul mileniu, cel puțin. Ei bine, cred că datoria vieții noastre ca intelectuali este să lucrăm la această reconciliere între modernitate și revelație. Ea e posibilă, e necesară și a fost deja tatonată, inclusiv oficial, în spațiul catolic, prin Conciliul II Vatican. S-a văzut că acel compromis între tradiție și modernitate stabilit în anii 60 la Roma nu prea a determinat ulterior revenirea misionară a bisericii în propriul ei câmp. Însă n-am o soluție, evident, dar cred că există un bun simț și o memorie a tradiției creștine care funcționează corect în Europa. Cred că miturile revoluționare s-au mai erodat. Ele să fie cauza acestui divorț. Această credință în obținerea unei salvări de tip material printr-o mișcare socială controlată, printr-o explozie socială controlată. Cred că lumea s-a săturat de mituri politice, totuși. Și această erodare a democrației poate să ducă fie la dictaturi și la extremism, așa cum s-a întâmplat în trecut, Doamne ferește, fie la inventarea ceva nou. Tu simți că suntem pe pragul să inventăm ceva nou? Poate nu imediat, dar acumulările acestea de nihilism, de frustrare, vor duce probabil la o renaștere spirituală. E o coborâre în infern, în fond. Vreau să spun o întrebare care forțează o posibilă utopie din zona ortodoxă. A evocat conflictul din interiorul tradiției europene, în care teologia politică a modernității s-a construit împotriva teologiei tradiționale a bisericii. Asta în zona catolică și moștenit protestantă. Dar în zona ortodoxă nu avem așa ceva. Pentru noi, ca și pentru japonezi, modernitatea este un fenomen de import. Da. În interiorul tradiției noastre, noi nu avem această viziune a bisericii ca construcție statală, în care ierarhia bisericească să poată fi tradusă ca în dreptul roman, sub forma unei ierarhii de drept. La noi mai degrabă, și să mă contrazici dacă mă înșel, văd altceva. O structură orizontală, alcătuită din cuplul binar credincios-duhovnic, duhovnicii fiind marile centre ale ortodoxiei, pe care este construită o biserică ierarhică, dar care nu are pretenția juridică pe care o are Biserica Romano-Catolică cu ierarhia ei. Prin urmare, aș spune că o variantă de
de suprapunere simbolică între democrație ca principiu orizontal și o tradiție creștină există în ortodoxie mai mult decât în catolicism. Ortodoxia e firescul și de asta cred că are posibilitatea de a se acomoda foarte bine cu... S-a acomodat deja și cu democrația regăsită, restaurată după 90. Neexistând rivalitatea aceasta între puterea seculară și cea bisericească în tradiția ortodoxă, eu cred că ăsta e un avantaj comparativ, pentru că așa simt și nu eu, ne încărcăm cu un conflict vechi, insolubil și generator de violență, ci dimpotrivă. Avem matricea unui model de conlucrare între ordinea văzută, instituțională, politică și ordinea nevăzută, spirituală. Problema e analfabetismul la care am ajuns după 50 de ani de ateism științific. Adică, din punct de vedere spiritual, cu toate eforturile de, în fine, recuplare la tradiție, totuși suntem destul de puțin competenți. Gândește-te la un lucru, occidentalul de bază, să zicem BAC plus 3, o fi el mai degrabă agnostic, dar în același timp absorbe prin școală o programă care îl leagă de tradiția creștină vrând nevrând. Poate să înțeleagă simbolismul catedralelor. Cunoaște marii pictori religioși. E conectat la tradiția creatoare, intelectuală a creștinismului, pe când la noi contribuția creștinismului la modelarea culturii europene e încă un element palid în cărțile de istorie. Deci, Ai libertate, s-au publicat tone de bibliografii teologice, s-au recuperat și lucrurile de sertar, avem și o imagine a martirajului sub închisorile comuniste, cler și popor, dar mentalitatea materialistă comunistă, care miza doar pe un naționalism de carton, cu o istorie perfect falsificată, asta rezistă și astăzi. Deci, sigur că sunt oameni care, dacă toți sunt liberi, practică religia, dar o fac într-un mod care îi separă de tradiție în continuare, pentru că de sus nu s-a refăcut programa școlară într-un spirit care să-ți arate că ce ești tu azi e rezultatul a 2000 de ani de creștinism asociați cu tradiția filozofiei grecești și cu cea a dreptului roman. Spune, în Fundația Creștin-Democrață există o zonă de reflecție care se încerce să răspundă la întrebarea sensibilitatea religioasă locală, românească. Da. Poate contribui cu ceva la teoria creștin-democrată? Asta e un punct. Și a doua, efectiv, și nu mă refer la mobilizări religioase, fanatice, se poate mobiliza în scopuri morale și sociale sentimentul religios care există încă în România? La prima întrebare aș spune nu, deocamdată. La cea de-a doua, categoric da, pentru că dacă mai există bun simț și există bun simț în România rurală, în România orașelor mici și mijlocii și, bineînțeles, și în orașele mari, poate altele decât capitala, am întâlnit pretutindeni oameni care trăiesc zilnic credința fără nicio contradicție între cariera lor, viața lor laică și asumarea creștinismului. Ori asta duce la destulă energie pentru a coagula și o forță politică populară creștin-democrată, dar și pentru a reinventa comunitatea, plăcerea de a trăi la oaltă, solidaritatea efectivă, tradusă prin binefaceri față de semenii tăi, acolo unde trăiești. Că nu le vedem la televiziuni în mainstream, e un păcat și în același timp un scandal. Acesta e adevăratul scandal, că ni se spune binele nu face audiență.
Dar ei fac totul ca binele să nu facă sau ni se audiențe. Spune, cum auzeam de una zi într-o discuție televizată, vechea marotă a vechilor comuniști, creștin democrația nu poate să prindă într-o țară ortodoxă. Numai comunismul poate să prindă, sau fesenismul, într-adevăr. Adică, eu cred că în poporul român, nestricat la cap, și sunt, din fericire, o majoritate de compatrioți care se află în această situație. Mesajul creștin-democrat e și o cuplare cu Europa Occidentală, cu democrația funcțională și, totodată, o împăcare cu sine. Pentru că, așa cum spuneam, apropo de manuale, în continuare vedem istoria Bisericii și istoria României ca pe două discipline paralele. Am orientat discuția spre chestiunea creștină, mai degrabă decât spre cea democrată, pentru că astăzi cea democrată e de la sine înțeleasă. Dar interesul meu nu este neapărat de credincios, deși sunt. Pentru că interesul meu central este sănătatea psihică a acestei largi comunități care se numește Europa. Putem să facem această largă proiecție, să spunem că și o cultură alcătuită din atâtea popoare foarte diverse, cum este Europa, poate fi gândită la rigoare ca fiind un individ. Or, sănătatea psihică a unui individ depinde de capacitatea lui de a se reconcilia cu propriul trecut într-o manieră eficace, senină și așa mai departe. Or, ceea ce văd este că noi nu suntem reconciliați cu propriul nostru trecut. E ca și când am vrea să mergem mai departe, tăind jumate din cap, trei sferturi din corp și să pretindem că suntem întregi și că putem țopăi vesel până la sfârșitul timpurilor. Nu-i așa. Adică, pentru mine este un diagnostic de posibilitatea viitorului atunci când voi vedea că în Europa noastră nu va mai exista această recriminare continuă și acest resentiment împotriva tradițiilor creștine. Horia, trebuie să-i înțelegem fără condescendență pe colegii noștri din partea apuseană a casei europene. Religia acolo a dus la războaie confesionale, a dus la îngrădire ale libertății, la conflicte între imperiu și papalitate. Cu alte cuvinte, bilanțul creștinismului apusean e în situația de a face un proces unei biserici care, fără îndoială, politizându-se, a alterat filonul originar, pentru că, bun, nu trebuie să avem o lectură de stânga a Evangheliei, dar Hristos a fost mai degrabă de partea libertății decât de partea egalității, însă oricum... De partea libertății împotriva mai marilor lumii. Da, era antisistem. Da. Însă, dincolo de istoriile astea diferite, care, mă rog, s-au tradus printr-un resentiment. Gândește-te că în Orient n-a existat anticlericalism. Oricine poate vedea scăderile clerului într-o epocă sau alta, dar asta nu înseamnă că în școlile noastre naționale de gândire, dincolo de Viena sau dincoace de Viena, a apărut vreodată un curent sistematic anticlericalist. Și asta e un avantaj. Așa cum eu cred că tot din prăpăditul ăsta de est postcomunist care se dezvoltă de-abia de 20 de ani, tinzând spre libertate și construind, tot de aici va veni și salvarea ideii europene. Pentru că noi suntem cei mai mari susținători ai ideii europene acum. Suntem ca o rudă săracă care trece prin școală cu anumite dificultăți, dar care este înzestrată de la natură și care s-ar putea să preia afacerile familiei mâine cu o mână sigură. Și cu o încredere mai mare în condițiile în care fondatorii Imperiului sunt puțin osteniți, blazați sau incapabili să privească în viitor. Oboseala psihologică de care vorbea Neagu Giuvara. Cu acest mesaj optimist, senin, dar eu cred bazat pe realități, noi ca însuși acum 20 ceva de ani, spunea că adevărații europeni sunt mai degrabă în zona noastră, și prin adevărații europenii desemna pe cei care încă au încredere în spiritul Europei. Mersi, Doru!